Doamnelor, domnilor, bună seara! Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Dreptul la Sănătate. Alături de doamna Florinela Balan, specialist în medicină holistică, vom vorbi în această seară despre boală, despre simbolistica bolii, dar și cum trebuie să interpretăm boala. Vă spun bună seara și vă mulțumesc pentru faptul că sunteți și în această seară alături de argeșeni, alături de oameni ce își doresc să aibă o sănătate bună de lungă durată. Așa este. Și trebuie să știți că trebuie să avem nu numai o sănătate foarte bună, dar și o armonie în viața noastră. Și o să vedeți că, de fapt, medicul trebuie să se ocupe puțin mai mult decât de partea de sănătate. Noi suntem obișnuiți să mergem la medic decât când suntem bolnavi, dar trebuie să știți că definiția pentru medic este că el consultă omul sănătos. El așa trebuie să consulte omul sănătos, adică să verifice dacă lucrează bine, dacă organismul funcționează bine în toate cele 4 niveluri, că știți că suntem în 4D. Și practic, în momentul în care, cum să zic așa, ca la serviciu, adică să facă serviciuri periodice, dar asta nu înseamnă neapărat că mașina umană trebuie neapărat să se defecteze, să fie o problemă cu ea, știți? Cu alte cuvinte, ce vreau să vă spun este că este foarte bine că, de fapt, noi începem să privim așa că medicul trebuie să se ocupe de partea sănătoasă a omului. Doamna doctor, asociem la boală durerea, suferința, starea de rău. În general, dumneavoastră spuneți că trebuie să ne... Deci partea negativă a lucrurilor. Exact, partea negativă, pentru că când ne gândim, ne doare ceva, automat suntem bolnavi, avem o anumită afecțiune, o anumită problemă. Dumneavoastră spuneți că trebuie să ne preocupe și simbolistica bolii. Ce simbolizează boala? Ce este boala? În alt punct de vedere. Da. De cele mai multe ori pacienți, într-adevăr, care vin cu dureri, care vin cu probleme, se gândesc cum îmi mai miarde mie și de, să zicem, partea aceasta cu... Da, nu pot dacă nu aducem în armonie lucrurile. Trebuie să le spunem telespectatorilor că avem aici o muzică de fundal, am adus-o special, este vorba de o reglare pe 7 ceacre și avem încă probleme cu reglarea sunetului. Nu știm cât de tare să o dăm. La fiecare schimbare de ceacră s-ar putea să fie modificări, dar o să încercăm să, pe parcursul exact, emisiunii, așa. Și dacă vreți totul să fiți cu mine, ar fi ok pentru mine. M-aș simți mult mai bine. Aș vrea să vă spun că, de fapt, este important ca noi să înțelegem că trebuie să începem să privim și medic și pacient boala cumva dincolo de cuvântul durere. Suntem obișnuiți să privim că dacă ne doare foarte tare, mergem la doctor decât ca să rezolvăm această durere. Medicina actuală, medicina holistică, această medicină, să zicem, performantă, pentru că trebuie să știți că eu practic o medicină performantă și o să vedeți până la sfârșitul acestei emisiuni că, de fapt, de unde știm acest lucru? Din rezultatele pe care le am deja și nu numai eu, toți medicii de medicină holistică. Trebuie să știți că, practic, medicina holistică se îndepărtează puțin așa de aspectul ăsta primar al durerii sau al urgenței, să zicem, bolii. Este, să zicem, poate prima medicină sau prima categorie medicală de medici care, într-adevăr, se uită puțin mai profund la aspectul de boală, dar și de sănătate și care lucrează chiar și pentru prevenție. Nu uitați că suntem astăzi a 181-a emisiune, să știți, pe care eu o țin cu dumneavoastră. Mulțumesc! Așa și, practic, chiar implicarea medicinei holistice în actul de vindecare și în tratarea, să zicem, în complexitatea bolii este ceva mai mare. Și da, într-adevăr, dacă vrem să vindecăm, trebuie să începem să privim dincolo de durere, de urgența medicală, trebuie să începem să lucrăm cu pacienții și de ce să nu cultivăm o dezvoltare medicală, holistică, în rândul medicilor, pentru că, să știți că și eu așa am început, adică fiind un medic obișnuit și încet, încet m-am interesat, m-am dezvoltat în această ramură, să zicem, medicală, care este o ramură avangardistă și numai când medicul o să înceapă să se dezvolte, să lucreze nu numai cu logica lui medicală, ci și cu partea lui de intuiție, pe care nu știe, n-a cultivat-o, pe care n-a lucrat-o, unde nu prea există facultăți pentru dezvoltarea intuiției medicale și trebuie să știți că este cam obligatorie dacă vrei să faci medicină holistică, pentru că faci o medicină psihocauzală și ai nevoie să lucrezi cu intuiție, intuiția fiind, să zicem, un fel de informație peste logica obișnuită, deci este cumva deasupra ei. Și de asemenea trebuie să începem să lucrăm și cu pacienții, pentru că dacă pacientul, omul bolnav, se va adresa medicului numai când îl doare și nu reușește să aibă o educație medicală, să înceapă să înțeleagă că dacă apar boli repetate, vă dau un exemplu cu accidentul vascular cerebral. Sunt persoane în vârstă sau nu, pentru că sunt și la 30 de ani accidente vasculare cerebrale. Avem un pacient care are un accident vascular cerebral și peste câțiva ani se repetă încă un accident vascular cerebral. Acel pacient trebuie să învețe să știe că, de fapt, toate aceste, să zicem, afectări destul de grave, pentru că un accident vascular cerebral, știți, este foarte zgomotos și este așa la risc cu viața, sau infarctul, să zicem, el nu se oprește. Aceste mesaje pe care sufletul, o să vedem, și conștiința le transmite, nu se opresc și este foarte important să începem să vedem că poate dincolo de a, să zicem, de a ajuta pacientul în stările acelea de rău, da, trebuie să începem să vedem dincolo de prevenția obișnuită, trebuie să începem să vedem o prevenție a sufletului, dacă pot să spun așa, trebuie să începem să căutăm mai profund. Și medicina holistică, să știți că ridică mingea la fileu cu această ocazie legată de perspectivele medicale de vindecare. Ea, după cum vedeți, și eu sunt un exemplu la acest sens, dar sunt foarte mulți medici de medicină holistică în țară și în străinătate care deja cultivă acest lucru. Această abordare în atât de multe emisiuni, peste 180, în a spune pacienților, dar a da și informații medicale despre cum trebuie privit actul medical de vindecare, este deja, să zicem, o noutate, sau nu mai este o noutate. Doamna doctor, ați putea să ne oferiți câteva exemple prin care sufletul se exprimă simbolistic? Da, am adus astăzi o carte aici și o să rog un coleg de-al dumneavoastră să o prezint. O carte foarte frumoasă. Sigur că da. Până vine colegul nostru, eu o să spun un pic, se numește Simbologie Onirică. Este o carte foarte interesantă, de la editura Jack, o editură și ea interesantă, dar vreau să spun că această carte este o carte despre vise. Interesant. Da. Și vreau să spun că, de fapt, nu ar trebui să ne surprindă că, de exemplu, sufletul nostru ne vorbește prin, să zicem, prin simboluri. Simboluri care o să vedem că sunt bolile prin care noi trecem. Cu alte cuvinte, trebuie să știți, când vorbim despre boli, vorbim de mesaje sub formă de simboluri la nivel fizic. Cam asta este boala. Și atunci trebuie să știți că trebuie să începem să ne obișnuim, că știți că noaptea, practic, noi nu mai lucrăm deloc cu partea noastră de minte, care ea doarme, da, că avem somnul, și este cumva partea sufletească. Este noaptea, este și visele sunt ale părții sufletești. De aceea știți că și în popor se spune că în momentul în care visăm ceva, ni se transmite ceva, da? Și aș vrea să spun un pic despre acest lucru. Ia uitați ce spune. Că în această carte spune așa, în felul următor: că interpretarea simbolurilor este foarte delicată, că este în general ceva greu, de asta o să vedeți că medicul, ca să facă medicină holistică și să interpreteze boala în simbolistica ei, trebuie să înceapă să studieze și partea aceasta. Nu spun eu acum neapărat să fie un clarvăzător sau este o persoană care interpretează visele, și nu neapărat, sau de ce nu, dar este cazul să înceapă să studieze un pic mai mult decât medicina obișnuită, dacă vrea să trateze ființa umană în ansamblu, pentru că, din păcate, în facultatea de medicină se învață anumite lucruri strict medicale, strict despre corpul fizic și foarte puțin despre celelalte, și noi suntem decât o treime corpul fizic sau o pătrime corpul fizic. Restul este mult mai subtil și mai complicat. Acum, pe de altă parte, aș vrea să spun că este complicat acest lucru, dar ia uitați cum se spunea că în În trecut, deja avem cumva exemple din spate despre asemănarea sau despre paralelismul între boală și aceste informații ale sufletului și simbolistica cu visele. Dacă îmi permiteți, în cetatea Corintului în Grecia, îi aduceau pe bolnavi într-o stare de somn și prin intermediul unui fel de hipnoză îi ordonau bolnavului să cerceteze în lumea viselor cauza bolii sale. Deci cumva prin hipnoză el încerca să-și vadă care este cauza. E foarte interesant. Aceasta a fost cunoscută chiar ca oniroterapie, deci a fost o metodă cumva prin care se putea căuta cauza bolii. Filozofia greacă, de asemenea, este una, prin mentorii săi, Platon, de exemplu, a scos citate de genul omul se cunoaște după visele sale, după care să știți că foarte mulți psihologi și psihiatri au început să studieze partea aceasta a semnificației viselor și a semnificației, să zicem, bolilor în fizic ca o informație dinspre suflet și mă refer aici după 2000 de ani de la Platon, în cărți de psihanaliză a lui Sigmund Freud, că știți, și a lui Carl Gustav Jung, care acești doi psihanaliști au început să spună că de orice persoană poartă în lumea sa interioară psihologică o întreagă serie de mesaje dinspre suflet către partea mentală, de exemplu, și se manifestă sub forma de arhetipuri simbolice în timpul viselor. Cu alte cuvinte, partea aceasta de simbolistică a bolii nu este ceva foarte nou. Noi deja, să zicem, psihologii și psihiatrii sunt deja obișnuiți cu acest lucru. Dar de ce? Pentru că ei se ocupă cu această parte subtilă, ca de exemplu emoțiile, ca de exemplu mintea noastră, ca de exemplu sufletul nostru. Înțelegeți? De asemenea, uitați, această categorie de vise cu mesaj, să zicem, sau care, că știți că sunt tot felul de vise, pot să fie și niște vise, de exemplu, ale mașinii umane, ca de exemplu, noi am mâncat foarte mult și avem tot felul de vise negative pentru că avem o problemă de indigestie în timpul nopții. Asta e altă categorie de vise. Nu la visele acestea mă refer eu, mă refer la visele cu mesaj, care ne transmit, visele profetice, ca să zicem, care ne transmit. Știți că sunt multe feluri de vise. O categorie de vise, aceea care l-a determinat, la care mă refer eu, l-a determinat pe Jung să creeze propria sa școală de psihologie și prin intermediul ei a investigat în mod profund arhetipurile onirice care se manifestă în psihismul diferitelor culturi. Cu alte cuvinte, vreau să vă spun că e cam o știință chestia asta și că ar trebui că medicul, dacă vrea să se uite, să se orienteze un pic la întreg, trebuie să înceapă să citească un pic, să dezvolte un pic și din partea de psihologie și din partea de psihiatrie un pic. De ce? Pentru că dacă atâta timp cât noi consultăm un medic, să zicem, obișnuit, dacă consultă un pacient și se studiază decât partea fizică, dar nu investigează măcar la nivel de orizont, măcar la nivel așa, motogroso, și partea lui emoțională și nici partea lui sufletească și nici partea lui mentală, și pacientul nu ajunge niciodată la un psiholog și un psihiatru, iar pentru suflet nu ajunge la niciun medic de specialitate medicală, că nu există, trebuie să știți că noi din start îi tăiem pacientului nostru orice șansă de vindecare, neabordând acest lucru. Și una din metodele, de exemplu, pe care le aduce, sau variantele pe care le aduce medicul de medicină holistică, este că el începe să se pregătească, să fie un medic mai pregătit decât medicul obișnuit, să se pregătească puțin la nivel elementar, cât de cât, în toate celelalte segmente, încercând cumva să suplinească cât de cât, să zicem, această neabordare pentru pacient. Visele sunt în realitate trăiri ale sufletului în alte dimensiuni ale spațiului. Și pentru că noi dragi telespectatori, am avut o discuție despre vise și aș vrea să vă... Dumneavoastră mi-ați povestit un vis, că ați așa avut este. Un vis. Da, ați vrea să-l povestiți și eu să vă spun ce înseamnă, așa, ca să înțelegeți. Da? Cu mare plăcere chiar am să vă povestesc. Da. În visul meu era o clădire foarte mare, o clădire veche, o clădire, culmea, era veche, dar se afla în construcție, ceva de acest gen. Era o scară foarte, foarte înaltă. Urcam pe acea scară, la un moment dat devenea din ce în ce mai îngustă și mai greu de urcat și chiar se devenea sub formă de spirală și cu toate acestea trebuia să urc și mi se spunea că trebuie să urc pe scara aceea. Am reușit într-un final să urc și Priveam înapoi și totul era negru, foarte obscur și părea foarte abrupt. Și în momentul în care am urcat pe scară, am ajuns pe un platou. Mie mi s-a părut că am intrat într-o altă dimensiune, fiindcă totul era foarte frumos. Era o grădină plină cu pomi foarte mari, era soarele, în același timp era și luna. Luna care de altfel era foarte, foarte, foarte mare, o lună cum nu mai văzusem niciodată. Și grădina respectivă era foarte mare, plină de copaci, multă iarbă, legume, flori, era așa un amestec de frumos. Parcă era grădina Raiului. Nu știu cum e grădina Raiului. Ia uitați-vă, hai să citim un pic din această carte, se numește Simbologie Onirică. Eu vreau să arăt, chiar dacă până la urmă n-a venit nimeni să ne arate. O să-l rog pe colegul meu să vină. Poate că sunt telespectatori care vor să o caute și e important să vadă măcar cum arată, să zicem, prima parte, coperta. Da, uite, fiindcă tot a venit colegul, o să arăt așa un pic, să vedem. Cam așa arată, este foarte frumoasă, este o carte interesantă, nu este foarte mare, dar e sugestivă. Aici sunt și niște indicații despre numere, o să vedeți, e chiar frumos de citit. Ok, mulțumesc. Ia uitați, la scară, ați pomenit două cuvinte pe care eu le-am căutat deja, scară și urcare, pentru că o să vedeți care înseamnă așa, nivele spirituale. Și apoi mă îndeamnă să caut urcare sau coborâre. La dumneavoastră a fost urcare și o să caut la cuvântul urcare, uitați ce scrie. Fie pe un munte, fie pe o scară sau cu un ascensor, înseamnă așa, nivele ale ființei pe care suntem pe cale să le cucerim și să evoluăm către ele. Cu alte cuvinte, acest vis când a avut loc? Să fie o lună de zile. Într-o lună de zile. Cumva vă pregătește că dumneavoastră o să evolua spiritual. O să creșteți cumva, adică o să deveniți o persoană cu niște calități într-anumite, să zicem, situații ale personalității dumneavoastră. Deci vă anunță ceva de bine, cu alte cuvinte. Acum, dacă tot e o provocare și întâmplător sau neîntâmplător, ați auzit în emisiune ce înseamnă, ar fi bine să vă gândiți. Adică să și lucrați cu asta, știți? Că dacă o țineți decât la nivel de informație și așteptați să se întâmple, eu de obicei, din experiența mea, vreau să vă spun că în momentul în care deja obțin o informație pe diverse căi, de exemplu, că eu urmează să se întâmple ceva în evoluția mea, acum încep să și cercetez, să văd ce anume, oare unde ar fi și să ajung și eu la asta, știți? Ar fi foarte interesant. Cu alte cuvinte, ce vreau să spun, că medicul de medicină holistică începe să fie un medic un pic mai altfel, după cum vedeți, care să înceapă să știe puțin mai mult decât medicul obișnuit, să cerceteze un pic mai mult decât medicul obișnuit. Deci, cu alte cuvinte, sufletul se exprimă, ne vorbește, comunică cu noi și noi, de fapt, nu înțelegem aceste mesaje, nu? Pe care ni le tot transmite. Da, pentru că, uitați, boala este de fapt un exemplu de comunicare al sufletului, deci este o metodă, să zicem, prin care el comunică cu noi, pentru că dacă vă întreb pe dumneavoastră cum comunicați cu sufletul dumneavoastră, nu știu dacă știți să-mi spuneți cum comunicați. Știți? Nu știu. Exact. Și atunci trebuie să știți că această comunicare îngreunată vine din faptul că și noi suntem cumva în involuție pe acest segment. Trebuie să știți că noi ne-am dus foarte mult mintea și am spus și multe emisiuni, ne-am dus mintea să o instruim. Da, și am făcut tot felul de cursuri, tot felul de școli, da, gimnaziu, unii au făcut facultate, alții au citit după. Deci mintea o tot dezvoltăm, știți, o instruim, dar trebuie să știți că această parte a sufletului și anume și conștiința în special care reprezintă mintea sufletului, noi nu ne-am ocupat de ea. Noi lucrăm cu sufletul decât, să zicem, prin preot, da, biserică, prin rugăciune, da, rugându-ne la Dumnezeu prin sufletul nostru cumva, că este și așa, dar altfel așa ca să începem să avem o introspecție, să zicem, firească, cum ar trebui să avem cu sufletul nostru, nu prea știm cum să facem acest lucru. Și atunci trebuie să știți că dacă această comunicare este foarte greoaie, la un moment dat și sufletul simte săracul o barieră în asta, el încearcă să tot transmită, dar vedeți dumneavoastră, dacă noi nu deschidem și poarta, adică dacă nici noi nu facem un pas, exact cum spuneam, că am visul dumneavoastră deci nu trebuie să căutați acum să vedeți care e evenimentul care urmează să se întâmple. Că poate deja puteți să ajutați, în primul rând să-l clarificați care este, să-l conștientizați, să zicem, da? Și haideți să le spunem telespectatorilor cum a apărut aceste flori aici, știți? Că, de exemplu, asta este un lucru, da, în care... Vă rog, chiar vă rog să... Sigur că da, că nu sunt întâmplătoare aici. A fost așa că Iulia a avut o emisiune înainte și că domnul primar, nu, cu domnul primar... Într-adevăr, am primit un buchet. Domnul primar i-a adus cadou aceste flori și eu am remarcat că sunt crini, știți? Și ea mi-a spus, zice, îmi plac crini, miroase foarte frumos, dar am și eu alte flori preferate. După care eu am spus, știți, acest crini sunt de obicei mesagerii Maicii Domnului, Arhanghelului Rafael și Arhanghelului Gabriel, știți? Chiar în icoane sunt așa. După care, cu totul nepregătită, eu am găsit în plăsuțele în care eu am adus materialele, această icoană pe care nu adusesem special, dar rămăsese în plasă, știți, cumva, într-un fel. Și atunci am făcut acest cadru pentru dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru că n-a fost întâmplător că au apărut și crinii și au fost și icoana, știți? Cu alte cuvinte, trebuie să începem să înțelegem niște mesaje și să știți că asta a fost un mesaj. În seara asta. Adică această asociere de evenimente a fost un mesaj. Vedeți, trebuie să începem să privim mai mult, că nu, în primul rând trebuie să știm că nimic nu este întâmplător și știți acest lucru și că sunt niște energii care la un moment dat, când ele ajung să se combine, pot să creeze niște lucruri care lucrează cumva în jurul nostru. Vreau să mai spun ceva și anume că limbajul corpului este un lucru studiat de medici, pentru că medicii lucrează pe limbaj. Gândiți-vă la un medic obișnuit, da, un medic de medicină alopată, cel care termină o facultate de medicină. Tu te duci în cabinetul lui și începi să-i spui că ai niște simptome, da? De exemplu, durere la nivelul stomacului, să zicem, dacă ai o gastrită, da, ai regurgitații sau poate ai, de exemplu, acidoză foarte mare sau să zicem că ai tot felul de probleme, da? Nu poți să mănânci anumite alimente și te plângi de asta. Dar să zicem, aceste simptome prezentate, tot un limbaj sunt. Deci totul niște mesaje sunt, știți? Adică tot o formă de comunicare este. Uitați, acest limbaj al simptomelor e foarte interesant, numit care limbaj al corpului, este limba cea mai răspândită de pe pământ. Și este vorbită perfect de oricine, dar este înțeleasă numai de puțin într-un mod conștient. Să vă spun și de ce. Pentru că dacă, de exemplu, tu ești o persoană care ești, să zicem, de origine, ești turc și ești într-un avion și ai o stare de rău, trebuie să știți că și un medic grec te poate trata. Pentru că tot ce simți tu, nu trebuie neapărat să-i spui foarte mult medicului. Medicul te poate investiga și poți să vadă imediat că ai o problemă, de exemplu, poți să ai alergie sau poți să ai diverse alte lucruri, să simți ceva și simptomele pentru un pacient, pentru un medic foarte bun, imediat un medic foarte bun, chiar dacă pacientul nu poate comunica deloc cu el, că și cu copiii îi tratezi și nu poți să vorbești mult cu ei, știți? Și tot îi faci bine. Și pe animale poți să le tratezi și le vindeci. Cu alte cuvinte, nu foarte mult ce spune pacientul pe gură, ci numai limbajul acestor simptome pe care le vezi la pacient sunt deja un lucru de comunicare cu medicul. Deci medicul n-ar trebui să se ferească foarte mult de să înțeleagă această simbolistică, pentru că el e cam obișnuit cu asta. Dar una este să fii obișnuit cu simptomele și una este să fii obișnuit sau să începi să te pregătești, să vezi că boala în sine reprezintă un mesaj mult mai profund din partea sufletului. Noi considerăm că simptomele, de exemplu, sunt niște mesaje din partea corpului fizic. Corpul fizic reacționează că nu este bine, are stare de rău. Dar și sufletul poate să ne transmită mesaje. Știți? Și medicul trebuie să înceapă să facă acest declic, să treacă de la partea asta simptomatică decât strictă fizică, să înceapă să privească mai mult decât atât. Tot o simbolistică este și îndemnul meu este către acest lucru. Dar pentru asta îți trebuie puțin mai multă intuiție decât observare atentă, pentru că știți, medicul are ochii foarte buni, el observă tot. Eu, de exemplu, sunt o persoană care observ tot, fără să vreau și câteodată, cum să zic, poate deranjez că mă uit fără să vreau, fiindcă eu asta fac de obicei, știți? Și foarte bine știu acest lucru. Dar vreau să mai adaug ceva, că noi avem foarte multe zicale și proverbe și o să dau câteva care și ele merg tot simbolistic. Trebuie să știți că toate bazmele noastre românești și toate problemele, să zicem, toate vorbele populare lucrează în simboluri, da? Și o să vă dau câteva exemple, că aș vrea să mergem, chiar dacă poate nu terminăm astăzi, să zicem până la capăt tot ce ne-am propus. Este foarte important, aș vrea să fac aceste emisiuni și pentru telespectatori, pentru pacienți, dar și pentru medici, pentru că aș vrea să arăt cam cum lucrez eu în acest segment al medicinei holistice, care este o medicină nouă, este o medicină avangardistă și unde noi n-am învățat să lucrăm așa, știți, medicii, adică eu personal n-am învățat să lucrez așa. Ok, acum mi-am pierdut niște semne de aici de carte, dar o să-mi permiteți că vreau să arăt un pic la nivelul lor și o să fac lucrul ăsta. 3 minute până la pauza de sigur că da. Deci, eu ce vreau să spun este că, că de fapt este foarte important să înțelegem că, ia uitați, acest limbaj al corpului și mai acest limbaj al simptomelor, este foarte important să începem să vedem că medicii știți că sunt foarte inteligenți și ei se folosesc de inteligența lor. Dar ia uitați, cu cât sunt oamenii mai intelectuali, cu atât este mai redusă în general această înțelegere intuitivă pe care sufletul ne-o transmite. De cele mai multe ori, mintea ne blochează această dezvoltare intuitivă pentru că ea, cum să zic, își cere întâietate acolo. Și, de asemenea, se face că popoarele așa numite primitive, din păcate, sunt cu mult înaintea noastră în această privință. Pot să vadă lucrurile mai clar, oamenii mai simpli. Și, de asemenea, și copiile sunt superiori părinților în acest sens. Un copil poate să-ți indice mai bine o anumită, să faci mai bine o observație decât un părinte, pentru că el lucrează, cum să zic, mai intuitiv mai mult decât adultul. Adultul, cu cât se dezvoltă, își dezvoltă mintea și mintea poate să fie un blocaj foarte mare pentru noi. Zicalele și proverbele, cum spuneam, dezvăluie adesea o cunoaștere profundă a corelațiilor dintre trup și suflet. Faptul că, de exemplu, vă dau un exemplu, dragostea trece prin stomac, îl știa proverbul cu mult înainte ca psihologia să poată adeveri că pruncul primește la pieptul mamei mai mult decât numai calorii. Adică practică și acest lucru. Știți că și când copilul suge, de fapt îi dăm lapte și lucrul ăsta îl hrănește foarte mult. Sau, de exemplu, în germană există un cuvânt care se numește Kumerspeck și e tradus în carte, înseamnă așa, îndopare bulimică de supărare. Asta înseamnă așa, că e un fel de soi de bulimie, la asta mă refer. Când omul ia în greutate din cauza că mănâncă excesiv de mult ca mijloc de consolare față de o stare de spirit nefericită. Cu alte cuvinte, deci trebuie să înțelegeți că de cele mai multe ori și vorbele populare ne fac așa o transmitere directă între partea trupească și partea sufletească. Dar vedeți că noi nu ținem cont foarte mult de ele. Încă ceva este că ajutorul cel mai substanțial pe planul cunoașterii, care vine dinspre limbajul corpului, este sinceritatea lui. Amintiți-vă că, de exemplu, când ți-e teamă sau ai emoții, înroșesc urechile. Și lucrul ăsta nu poți să-l ascunzi. Sau nasul. Dar știți că sunt și bărbați sau copii, adolescenți, care le înroșesc urechile. Trebuie să știți că corpul e foarte sincer. El nu minte. Și de aceea trebuie să ținem să începem să vedem informațiile de la el foarte mult. Și de aceea, cum să spun, această sinceritate îl ajută foarte mult pe medic dacă știe să o privească și dacă știe să o interpreteze. Că nu întotdeauna pacientul poate să ascundă aceste lucruri, încercând să le ascundă. Știți că de obicei ascundem aceste lucruri. Doamna doctor, e o discuție foarte interesantă pe care vă propun să o dezbatem după câteva momente de publicitate. Doamnelor, domnilor, rămâneți așadar pe Argeș TV, revenim în câteva minute.